Am revenit în platou, discutăm în această seară despre afaceri handmade aici la Iași. Alături de mine se află doamna Didina Sava, creator bijuterii artizanale, și domnul Gabriel Lazăr, manager de proiecte. Iată, înainte de a lua scurta pauză pentru publicitate, discutam de ceea ce înseamnă transformarea pasiunii, efectiv, într-o afacere profitabilă, de ce nu. Discutam despre modul în care sunt comercializate bijuteriile pe care dumneavoastră le realizați cu suflet și cu mult timp dedicat, că vreau să discutăm și despre acest aspect, și despre tipologia umană care, nu știu, efectiv e la recomandarea dumneavoastră, da? Vorbim de tineri, de persoane cu experiență, de doamne niște la pensie, de doamne cu anumită pregătire. Cine poate purta o astfel de bijuterie? Bijuteriile mele, pentru că au motive florale, în general sunt apreciate de femeile sofisticate, de femeile care iubesc florile și pietrele semiprețioase. Dar am persoane care au achiziționat bijuterii artizanale de la mine de la 15 ani, pentru că i-am realizat ceva care se pretează pentru vârsta respectivă, până la peste 85 de ani. Fiecare doamnă și-a regăsit un colier, o broșă, un pandantiv, o diademă, un inel, o brățară pe care să o poarte și să o iubească, să o constituie un accesoriu la una din ținutele. Așa, deci bijuterii persoane, fără vârstă, da? Da, am persoane care și-au dorit să aibă bijuterii din absolut toate tipurile de pietre pe care le-am lucrat. Și sunt foarte multe tipuri de pietre, pentru că nu vorbim, de exemplu, la agat sunt cel puțin 40 de tipuri de agat, nuanțe și culori, la jaduri la fel. De la... Am o curiozitate personală, pentru că de foarte multe ori particip la expoziții, la târguri, și mă uit efectiv la pietre asociate, de exemplu, zodiilor, da? Sau pietre care îți aduc noroc, talisman, sau pietre care te ferezi de energiile negative din jurul tău. În ce măsură credeți în aceste lucruri? Da, cred, pentru că eu rezonez cu energia cristalelor, a pietrelor cu care lucrez. Însă am mici rețineri față de a recomanda după acele tabele, care, pietre care țin de anumite zodii. De ce? Pentru că, o să iau cazul personal, eu sunt o persoană un pic colerică. Pietrele pe zodia mea mi-ar potența calitățile și defectele. A, deci și atunci, impulsionează doar calitățile. Atunci, da. Atunci v-ați certat toată ziua cu toată lumea. Și atunci am nevoie de o piatră care să mă armonizeze. Să creeze echilibru. Da. Și de ce eu nu recomand, că aș putea să am o listă cu tabele, cu ce zodii, ce pietri și ce am deci, eu din compoziție. Deci nu tot timpul dar, se asociază. Prin practică am observat un lucru care merge la sigur. Întotdeauna am câteva creații de față și urmăresc pe ce pune mâna prima oară persoana care alege. De ce? La nivel extrasenzorial alege piatra cu acea care emană acea energie de care are nevoie trupul, spiritul acelei persoane. Și începe. Deci îmi pun oasă și a, dar așa asta e frumoasă. Vai, dar așa asta să o probez. Vai, dar care dar atenție, iau? Prima piatră atinsă, aia e piatra recomandată. Aceasta piatra, pentru că aia a fost recunoscută la nivel extrasenzorial. După aceea intervine că îți dorești pe aia și pe aia. Nu neapărat lăcomia, dar îți plac, să vii, sunt colorate. Dar, cu adevărat, ți se potrivește pe acela primul impuls. Este exact ca atunci când în primele 10 secunde știm dacă ne place un om sau nu. Corect. Așa este și la bijuterii. De ce nu recomand? Vai că la zodia mea am nevoie de perle sau am nevoie de ametist. Deci nu există o regulă? Nu. Unanim acceptată. În ce măsură putem registra succes atunci când desfășurăm, iată, un mic business, da? Gen handmade și nu numai cu bijuterii, în genere, iată, prind teren aceste tipuri de afaceri la Iași, dacă le comercializăm în mediul online?
Pentru că și Facebook-ul a devenit un mic magazin, da? Da. Era virtual. Era fricos să mă întrebați de zodii, slavă Domnului că n-ați făcut-o. De, da, ce, de ce este aflăm ce zodie este domnul Gabriel Lazar și dacă aveți sunt un biet bărbat, calități și defecte. De zodie, cu siguranță. Vă recomandăm o piatră care să vă creeze echilibru între calitățile și defectele pe care da. Le aveți. Cu siguranță se pretează a fi vândute online. Da? Costurile de vânzare ar fi mult mai reduse și prin vânzare directă. Doamna, am văzut că se pricepe, identifică foarte ușor nevoile cumpărătorului și cred că vânzarea directă e cea mai facilă. Dar ce măsură ai încredere în produsele care sunt comercializate pe internet? Pentru că de foarte multe ori putem avea surprize. Una e ceea ce vedem într-o fotografie și alta altfel arată produsul da, atunci când ajunge la destinație. Da. E simplu, la prima vedere nu am niciun fel de încredere. Și atunci caut să văd dacă sunt persoane care au cumpărat și care le pot recomanda. Deci nu ești un cumpărător, da? Adică dacă am văzut un produs, nu. Nu-l cumpăr pentru că consider că trebuie cumpărat. Mă rog, mai puțin produse gen cărți pe care nu ai cum să dai greș. Dar la alte produse de consum sau accesorii sau nu cumpăr decât dacă mă convin că e de încredere. E o metodă mai ieftină pentru tinerii ce desfășoară afaceri, această metodă de comerț, da? Sigur că electronic. Da. Și oricum, acolo e viitorul. Da? Pentru ce să închiriezi un spațiu, să plătești chirie, să plătești oameni, utilități și așa mai departe, să te rogi să-ți intre cineva în magazin ca să ai cu ce plăti ziua respectivă, nu. Doamne, sunteți la modă cu metodele în care comercializați aceste minunății. Care ar fi feedback-ul din partea doamnelor de la Iași și nu numai, dacă ați trimis și peste granițele Iașiului? Da, au fost solicitate chiar și de peste ocean bijuterii de-a mele, dar cea mai mare surpriză și bucurie este atunci când persoane străine care fac parte din lista mea de Facebook sau știu site-urile mele, profilul pe Google sau de site personal, Flor de Piatră, Biju, forum gratuit, îmi fac câte o fotografie, acum toată lumea are telefon și poate să facă fotografie instant, cu creativi care consider, care le-au recunoscut că ar aparține brandului meu, Flor de Piatră Biju. Și îmi pun un mic mesaj, uitați, astăzi o doamnă, cred că este lucrată de dumneavoastră. Într-adevăr, de fiecare dată mi-am recunoscut și cu multă emoție am revăzut un pandantif, o broșă, pozată instantaneu undeva în lume. Și ba chiar am avut o surpriză că o prietenă dragă a revăzut după 2 ani undeva în Belgia un colier din primele coliere lucrate de mine și mi-a scris cu atâta emoție, știi, colierul tău, grădina zânelor, l-am văzut. Conform asta citatului, sunt cele mai mari bucurii. Așa este, time is money. Aș vrea să văd ce înseamnă timp și bani alocate acestor minunății. Deci muncesc. Deși ar trebui să ascult sfatul mamei care s-a pierdut cu 2 ani în urmă, care îmi spunea, Didișoare, mergi la culcare, că mai e și o zi mâine, mamă. La ora 7 sunt la loc, la birou. Ce înseamnă? Înseamnă să-ți verifici mesajele, să verifici comentariile, să răspunzi. Înseamnă să-ți urmărești comenzile. Înseamnă să cauți pietre. Zilnic caut pietre cel puțin o oră și jumătate. Când compar prețurile, socotesc transportul, vama, TVA-ul, absolut tot. Caut alte site-uri în fiecare zi. Fac comenzi, nu am piatră, nu am sârmă. Am piatră și sârmă, nu mai am fetru sau baghete de silicon. Mi s-o ars nu știu câte pistoale cu silicon. Iar pe lângă mai timp am toate două, astea înseamnă bani. Da, mai am două în debara ca să nu cumva să... De rezervă. Da. Pentru că s-o ars odată și era așa de sărbători cu zile libere și 3 zile nu am găsit nicăieri. Și atunci prevăzătoare mi-a făcut
Mi-am mai luat două, pentru că la un moment dat cedează. Cum calculați prețul unei bijuterii? Pentru că sunt mulți factori care, iată, intervin deci, atunci când lansați un preț. Întâi și întâi trebuie să se regăsească absolut toate cheltuielile cu bijuteria. Deci nu numai piatra achiziționată, sârma, așa, timpul, care poate fi și o zi și 7 ore, rezultatul final, complexitatea, da? De exemplu, aceasta este... O bijuterie extrem de complexă, după opinia extrem mea. De complexă, este o dantelă la care eu am lucrat timp de 3 zile, dar piatra am adunat-o timp de 7 luni, pentru că aici am de diverse forme, petale mai înguste, mai lunguiețe. Ca putem să realizez... considera că avem o bijuterie scumpă, da? Da. Ca să realizez o bijuterie complexă, nu de multe ori am toată piatra în casă. Puteți să ne arătați șoțin. Extremele, care este cea mai scumpă bijuterie și cea mai ieftină? Nu. Cea mai ieftină însemnând și material, dar și timp mai puțin alocat. Timp mai puțin alocat este la o broșă de genul acesta, care este spectaculoasă prin final, dar se îmbină mai ușor. Și care constituie și premiul nostru în această seară pentru toți cei ce intră pe pagina emisiunii, pagina de Facebook Puls Economic, și lansează acolo un comentariu pentru ceea ce înseamnă emoții trăite atunci când vezi, iată, o broșă din SIDEF. Da. Dar, de exemplu, aceasta este o broșă din perle cu cercei asortați, la care eu am muncit foarte mult și care sunt speciale, sunt de ocazie. Și prețurile pe măsură. Așa, și prețurile sunt pe măsură. Deci care ar fi pe măsură? Piesa cea mai ieftină și piesa deci, cea mai eu pornesc de la pantantiful cel mai modest, de la 80 de lei. Și ajungeți care, până la? Cea mai scumpă bijuterie. Cea mai scumpă bijuterie poate fi 600 de lei dacă este o dantelă din pietre semiprețioase și dacă pietrele respective sunt fațetate, sunt translucide, alea sunt foarte scumpe, deci sunt briolete deja prelucrate pe care în momentul în care ai dat un șurăguț atâta de briolete, 250 de lei la achiziție, iar pe lângă, într-o bijuterie complexă, Intră mai folosești și altele, normal că se ridică. Mi-a plăcut că doamna Didina Sava vorbește despre brandul personal, brandul Flor de Piatră. În ce măsură putem discuta despre brand atunci când, iată, alegem să intrăm în afaceri? În ceea ce vrește pe doamna, o ajută foarte mult și creează o valoare adăugată mai mare, plus încrederea că produsul e de calitate și nu-și va lua țeapă, cum spuneați mai devreme. Cred că pentru fiecare afacere, oricât de mic ar fi, trebuie creat un brand și de cele mai multe ori, în astfel de cazuri, practic vii cu brandul tău personal și îți arăți pe care ți-l expui în produsele pe care atunci le creezi. Atunci când vine vorba de brand, iată, nu mai putem apela la consultanți, așa cum ești tu, da? De ce nu? Sunt putem, da? Sunt consultanți pe branding, nu la mine, dar sunt consultanți de brand. La tine putem apela atunci când ne dorim un proiect eligibil. Exact, da. Sunt consultanți de branding care pot ajuta orice întreprinzător, evident contra cost, că trebuie să ne plătim unii pe alții, și îi pot ajuta să-și creeze propriul brand pentru propriile produse, pentru propriile servicii. Cu experiența de mulți ani de zile mai vastă, doamnă Didina Sava, decât dumneavoastră trebuie să exemplific acest lucru, ce sfaturi ei da doamnei Didina Sava pentru business-ul, micul business, că nu știu dacă e chiar afacere, da, e pasiune și suflet, așa cum spunea dumnea ei, pentru a avea succes pe mai departe și pentru a crește mult mai frumos. Da. Ascultându-o pe doamna, chiar nu-mi permis să dau sfaturi, dar pot să-i fac o recomandare dacă e, da, să continui, evident, cu pasiune, pentru că orice activitate o facem, dacă o facem cu pasiune, cu siguranță la un moment dat ne va aduce și rezultate și dacă continuăm cu pasiune, acele rezultate vor continua. Aș vrea să discutăm și de partea de expoziție, pentru că dând din nou timpul înapoi, mi-aduc aminte, prin 2014 erați extrem de mândră de prima expoziție pe care ați avut-o la Muzeul Unirii. Da, este adevărat. Dacă nu greșesc, da, așa este. E. Este.
După 7 luni de când am început să bijuteresc, toți prietenii m-au sfătuit și încurajat să îndrăznesc. Să arătați lumii, da, ceea ce faceți dumneavoastră cu multă pasiune. Bineînțeles că eu am spus că nu sunt pregătită, că trebuie să ai exponate pe o temă, că nu, dragă, trebuie ca să ce ai, să aduni. Ei, și-am prins curaj și cu ajutorul doamnelor director Aurica Ichim și Lăcrămiara Straturat mi-au înlesnit cu ocazia sărbătorilor primăverii. S-a în prima expoziție de autor la Muzeul Unirii, care a fost spectaculoasă. Am avut peste 40 de coliere și pandantive. De fapt, la 7 luni de când am început, am avut și primul profit, că până atunci... Realizați doar pentru dumneavoastră totul? Nu, realizam... Deci trebuia să achiziționez alte pietre, alte, ca să faci o expoziție, trebuie să investești mult, pentru că pietrele alea le cumperi, sârmă, materialele care le lucrești, care durează până le lucrezi și nu poți Câte să ați le avut dai. Atunci? Expuse? 40, 42. Și le țineți așa socoteala? Pentru că îmi spuneți de multe ori că aveți peste 1000, da, dar cred că ați pierdut numărătoarea. Pe site-ul meu, noroc, sunt numerotate pe pagini, câte 10 pe pagini și cum sunt peste 23 de pagini, se pot socoti peste 50 pe pagină și cum sunt multe pagini simplu, înmulțind, le pot ține. Bun, dar în timpul înapoi trebuie să le socotiți și pe alea vândute la început de drum. Bun, la început am mai făcut și alte, toate au avut măcar o floare stilizată, dar floarea ca bijuterie artizanală de la început mi-a fost... V-ați gândit vreodată să luați un tânăr sau o tânără, eu știu, bine pregătită în artele designului și nu numai, să-l calificați dumneavoastră, să-l învățați tainele a ceea ce înseamnă creația de bijuterii? Să vă mai și ajute din când în când, că nu sunteți extrem de bine dispusă, că mai sunt și zile proaste, nu? Nu toată lumea are numai zile bune. Deci, eu am în familie, noi avem așa un filon artistic și creativ foarte puternic, din familie mi se trage, de la bunica, mătușile care au țesut, brodat și au făcut împletit și așa, au lucrat de mână foarte mult, mi-a venit și mie rândul ca generație să am micile mele lucruri de mână care sunt justifice existența și filonul genetic creativ. Am nepoate care au talent, chiar sunt absolvente de artă, care lucrează și ele în stilul lor, bijuterii. M-am gândit, dar nu, acest brand îmi aparține și nu știu dacă aș putea să dau girul ca ceva ieșit. Fiecare trebuie să-și regăsească propriul drum, propriul cărare, propria cărare de creație. Ceea ce aș fi vrut ca să fac împreună cu nepoata mea, mi-ar fi plăcut, de exemplu, pentru că ea pictează foarte bine și pictează și pe țesături, să facem, să accesorizăm împreună. Eu să brodez cu flori de piatră pe gulere, pe manșete, pe poșete. O idee excelentă! Așa ceva. Dar pe linia mea de flori nu m-am gândit. Nu consider că este o notă de egoism, ci din cauza targetului meu foarte înalt. Deci iată, este o persoană ca să lucreze bijuterii la nivelul meu trebuie să aibă o foarte bună manualitate. Trebuie să aibă o răbdare de fier, tenacitate, simț artistic, inventivă. Eu toate lucrurile astea le-am învățat autodidact, prin încercări succesive. Dar am pornit de la un etalon. Se iasă un lucru bine făcut, să nu se desasambleze, să poată să reziste în timp, da, să reziste în timp, pentru că să poată fi îndoit și să nu-și schimbe forma, să poată fi lăsat moștenirii.
Da, cum într-adevăr, spun, putem vorbi despre... Cum spun doamne care au chestionat, drag, când o să fie vintage la nepoții mei și o să le Doamna să vorbea le de talent și pasiune moștenită din familie. Crezi în succesul afacerilor acolo unde talentul și harul acesta vine din familie? Cu siguranță da, pentru că are una tu. Da? Niște competențe dobândite încă din copilărie, din școală. Pentru că a văzut, a văzut la părinți. Pe de altă parte, poate constitui un model de succes, pentru că pornești într-o activitate absolut nouă, pleci neant, nu știi dacă vei avea succes, ori dacă ai avut în familie persoane care au făcut același lucru și au avut succes, evident că va fi mai încurajator pentru tine. Plus că pleci cu experiență deja, cu... Pe final de emisiune, ultimul minut, aș vrea să le dați câteva sfaturi celor ce nu urmăresc. Domnul Gabriel Lazăr, tinerilor ce iată își doresc să pună mâna pe bani, oferiți Startup Nation România, ce-i sfătuit și nu numai, în genere, ce își doresc să realizeze proiecte eligibile și doamna Didina Sava pentru potențialii clienți. Da, le recomand să-și facă o analiză foarte serioasă a afacerii pe care vor să o facă. Și să iau o decizie la rece, pragmatică, nu doar emoțională, că vor să-și facă propria afacere, să ia niște bani. În al doilea rând, să fie dispus să muncească foarte mult, pentru că în prima etapă, până vei avea acei angajați pe care ți-i dorești să lucreze, vei munci tu cel mai mult. Și dacă muncești cu plăcere și cu pasiune, cum face doamna, cu siguranță reușita va veni. Noastră? Eu vreau să spun tuturor tinerilor sau cine ar dori să lucreze, nu neapărat bijuterii artizanale, orice lucru de mână se poate să apuce cu încredere dacă simte că va avea răbdare, că are simț artistic, că are ingeniozitate, că are creativitate și poate să facă ceva care să difere de ceea ce există pe piață și care, cu care să se poată impune. Bineînțeles că trebuie să aibă și nu numai dăruirea de a munci, ci și interesul de a crea un lucru care să reziste, de calitate. Vă mulțumesc din suflet. Succesul este garantat. Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturile date, vă mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră aici alături de mine în această seară și vă doresc succes în continuare în tot ceea ce vă propuneți să realizați. Mulțumesc. Pe dumneavoastră vă aștept joia viitoare la aceeași oră, ora 20, să luăm din nou pulsul economiei. Și ne sunt Carmen Sandu Tăderașcu și până ne revedem, vă doresc să aveți o seară frumoasă, succes în toate, sănătate și nu uitați, nu în ultimul rând, succes la bani!